Bine v-am regăsit, dragii noștri! Astăzi ne aflăm la Muzeul Județean Goj. Aici vom vorbi despre lumea satului și simbolurile tradiționale, până la urmă despre etnologie. Alături de mine se află domnul Albinel Firescu, șeful secției etnografie și artă din cadrul Muzeului Județean Goj. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc pentru că reveniți pe la noi de fiecare dată. Aș vrea să începem puțin prin a vorbi despre lumea satului, așa cum îmi spuneați mai devreme, despre universul țăranilor. Și spun așa pentru că Muzeul Județean Goj pregătește deja un proiect care se va intitula chiar în acest fel. Da, în toamna acestui an avem în organizare o școală de vară împreună cu reprezentanții ai unor instituții de prestigiu din țară, universități, institute de cercetare, o școală de vară care își va desfășura cursurile chiar sub acest auspiciu, țăranii și universul lor, pentru că lumea satului este ceva aparte. Anul trecut noi am avut aici un simpozion pe care l-am intitulat Sat și Stat, de la realitate spirituală la conjunctură politico-socială, pentru că, până la urmă, noi cred că trebuie să vedem satul, pentru că este, evident, este cea mai veche formă de comunitate, din punct de vedere social, să-l vedem ca o premisă a dezvoltării statale și a sănătății statale, evident. De aici a venit și această idee cu tabăra respectivă? Da, evident, pentru că lumea satului conservă niște valori, sunt valori la care face referire toată istoria noastră, literatura noastră, sunt studiate de etnologi, de antropologi, de sociologi. Până la urmă, dacă vorbim despre lumea satului, este exact ceea ce spuneam noi, un univers, și nu poate să fie studiată decât interdisciplinar, nu pe paliere distincte. Și atunci cred că munca unui etnograf sau a unui antropolog, chiar și a unui arhitect, este binevenită într-un colectiv, în așa fel încât să se îmbine din toate punctele de vedere aceste coordonate ale lumii satului. Până la urmă, să știți că aceasta a fost și viziunea lui Gusti în studierea satului și atunci când a făcut anchetele etnografice la Runcu în perioada interbelică sau în alte zone. Fac referire la Runcu pentru că este de aici de aproape și de fiecare dată când am avut în colaborare cu Muzeul Olteniei Salonul Național de Fotografie Document și fotografia afiș era una de la Runcu. Da. Iată că ne mândrim cu județul Goj și la astfel de evenimente. Aș vrea să revenim puțin la această tabără și să-mi spuneți cine va putea participa și ce presupune efectiv această tabără, pentru că mă gândesc eu că este vorba cumva de redescoperirea satului românesc. Este de fapt o școală de vară, ea este deschisă tuturor participanților, celor care își doresc să afle informații despre lumea satului și despre ce se întâmplă în lumea satului de altă dată, corelat cu ceea ce se întâmplă în lumea satului în prezent, ca să avem o linie. Nu este ascendentă, este sinuoasă, dar să avem o continuitate. Vor fi profesori universitari și cercetători de la institute. Suntem încă în discuții pentru că noi dorim această școală de vară să se desfășoare undeva în finalul lunii septembrie și toate discuțiile noastre nu putem da precis niște nume, țin de posibilitatea fiecărui profesor de a se strecura între cursuri, doctorate,
și alte activități până pe care le-au dâns și deschiderea pe care, de care vor da dovadă și invitații, că vor fi un fel de invitații în cadrul evenimentului. Sigur, vor fi, cel puțin până în momentul de față, sunt 6 profesori universitari care au confirmat. Din Gorj sau? Nu din Gorj, din România. Țară. Da, din țară. De la centre din București, Craiova, Cluj, Timișoara, cel puțin deocamdată. Și vor participa în prima fază și doctoranții ai profesorilor respectivi sau ai altor școli doctorale din țară pe etnologie. Școala de vară va presupune cursuri efectiv timp de 2 zile, 3 zile, urmând ca aceste cursuri să fie completate cu o deplasare în teren și un studiu, o cercetare la fața locului. Rămâne de ales să vedem dacă se va face în zona Valea Gilortului sau se va face undeva pe Valea Jaleșului. Bun, majoritatea vor spune și la ce îmi folosește mie această școală. Aș vrea să vă întreb dacă ea este adresată mai degrabă pasionaților de etnografie sau pur și simplu tuturor celor care doresc să își îmbogățească, eu știu, cultura etnografică. Cred că un minimum de noțiuni trebuie să le aibă cineva care asistă la un asemenea curs, pentru că dacă vom cunoaște, spre exemplu, personalitatea domnului profesor Nicolae Panea, unul dintre distinșii noștri invitați, vom observa că, din punct de vedere antropologic, un curs al domnului Panea este destul de greu de asimilat dacă nu ai niște noțiuni de bază, evident. Dar, pe lângă acestea, sigur, poți să... adresabilitatea școlii nu este doar dincolo de pasiune sau de specializați în domeniu, ci și cei care doresc un lucru. Să știți că, spre surprinderea și a mea, de ce nu, dar și a dumneavoastră, cred, sunt foarte mulți tineri care sunt pasionați de cusut, de meșteritul lemnului sau al lutului. Poate că nu întotdeauna timpul le îngăduie sau modelul social de acum nu îi atrage spre aceste lucruri. Și atunci, din păcate, pasiunea lor sau începutul lor de a-și dezvolta niște abilități se pierde. Noi încercăm doar să venim în sprijin într-un mod destul de discret, dar și mai mult teoretic, lăsând ca partea practică să rămână în atribuțiile evidente ale școlilor populare de artă sau altor instituții sau centre meșteșugări, evident chiar și organizații non-guvernamentale care promovează meșteșugurile, promovează tradițiile, obiceiurile. Spuneați despre acest model social și voiam să vă spun că s-a creat concepția că tinerii din ziua de astăzi nu mai citesc, nu mai sunt interesați de artă, nu mai sunt interesați de nimic din ce ține de satul de odinioară până la urmă și de tot ceea ce presupunea viața unui țăran simplu care își ducea traiul din munca lui, din tot ceea ce făcea. Să știți că orice tip social ajunge la un moment dat la o saturație. Și nu trebuie să, nici să ne lamentăm, nici să disperăm, domnule, nu mai fac tineri, mai... Nu, cred că sunt mai valoroși cei mai tineri decât noi. Pentru că sunt mai noi. Puțini și... Cred că au idei, vin cu un capital enorm de libertate. Și ideile se doresc puse în practică. Și față de timpurile trecute au și ocazia de a-și pune în practică creativitatea. Sigur. Pentru că o pot îmbina cu tehnologia și cu tot ceea ce le oferă în prezent. Ceea ce trebuie să facem noi este să le asigurăm o punte. Să nu ne trezim cumva că atunci când vor fi suficienți oameni care, sau tineri care vor dori să experimenteze sau să vadă sau să dea o continuitate lumii satului, să nu mai aibă cui
să dea această continuitate, pentru că ne-am trezit că satul nostru a dispărut ca prin farmec, s-a volatilizat așa în 10 ani, 20 de ani și nu știm ce s-a întâmplat cu el. Exemplificam bunăoară vizitatorilor noștri faptul că după momentul 1989, îl numesc momentul, așa, sună mai frumos. Încă nu știm ce e acolo, făcând o mică paranteză. După momentul 1989, noi am încercat să cuprindem în expoziția muzeului, expoziția de bază a muzeului de istorie de aici, și perioada comunistă. Dar ne-am confruntat cu o grămadă de neajunsuri. După momentul 89 revenind, s-au ras, s-au aruncat, s-au au dispărut cu o asemenea înverșunare o grămadă de lucruri care țineau de istoria noastră, istorie pe care ne place sau nu ne place, dar trebuie să o acceptăm și să ne împăcăm cu ea. Dacă nu ești împăcat cu trecutul tău, cum poți avea o viziune? Până la urmă, cred că disciplina istoriei ar trebui revăzută, reevaluată și nu păstrată ca o cenușăreasă, măcar cel puțin în învățământ, nu mai vorbesc o oră pe săptămână, este total insuficient și modul în care sunt organizate expunerile în temă istorică, pentru că istoricul este acela care are o viziune și a trecutului. Viziune nu se referă doar la viitor, din punct de vedere istoric se referă și la trecut, trebuie să ai o viziune. Și atunci, cred că nouă, cel puțin deocamdată, încă ne lipsește această cultură, această viziune. S-au aruncat atâtea lucruri și dintr-o dată te-ai trezit. Nu am costum de nu știu ce, nu am asta, nu am cealaltă, dar le-am avut până de curând. Nu vă imaginați cât de greu se mai găsește în zilele noastre un telefon cu rotiță, da? Nu, deci nu se mai găsește. Și ni le amintim cu toții. Așa de pildă și cu lumea satului se poate întâmpla, să ne amintim o grămadă de lucruri, să ne amintim despre ograda bunicii, despre bunicilor, despre ora satului, despre obiceiurile de Crăciun, de Paști, de pizărăi sau colindători, dar nu se mai fac de 2 ani, de 3 ani. Și atunci, ce ne facem? Am putea concluziona că nu am învățat să fim păstrători de tradiție sau ce s-a întâmplat? Unde s-a rupt acel fir între trecut și prezent? Uneori cred că avem o problemă cu sacralitatea. Noi nu doar am lăsat totul uitării în căutarea unui trai prosper, dar ne-am înstrăinat din punct de vedere moral, nu doar fizic. Înstrăinarea înseamnă a-ți uita pentru un moment. Da? Momentul ăla se poate prelungi rădăcinile. Și atunci nu mai conștientizezi cât de mult contează anumite lucruri din viața ta. De exemplu, în calendarul creștin ortodox, vedem, vorbesc despre asta pentru că în Oltenia, Oltenia este un Bizanț după Bizanț, după expresia lui Nicolae Iorga, și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere al instalațiilor, al lumii satului, vedem că este evident un Bizanț după Bizanț. Și revenind la calendarul nostru, vorbim acolo despre sărbători creștine altoite pe sărbători păgâne, sunt păstrate și unele și celelalte. Este, tocmai prin aceasta, creștinismul este și ortodoxia este modernă, pentru că o parte modernă, întrucât are capacitatea de a asimila și atunci și a se adapta. Și atunci vorbim despre anumite lucruri care sunt păstrate pur și simplu doar în calendar. Cine, câți mai țin un post de la cap la coadă? Sau erau acordă o însemnătate. Din, da, ce mi-aduc aminte, care erau în lumea satului respectate, așa cum ziceați, era ceva sacru și erau tot felul de ritualuri, de, eu știu, și pentru domnișoare și pentru flăcăi. Se mai țin acestea? Mai există sate în Gorj unde, eu știu, dornicii pot să vadă astfel de ritualuri?
Ceea ce se întâmplă cu satul nostru, acum atrage atenția sociologii și etnologii, este, noi suntem la momentul Franței prin anii 50. S-a produs o migrație masivă de la sat la oraș. În momentul în care migrația cunoaște un revers, din cu totul alte motive, așa, ea s-a produs după, văzând-o din punct de vedere sociologic, după locuri de muncă, după o economie, da? În sens economic s-a produs. Ei, cealaltă migrație de la oraș la sat are cu totul un alt sens. Acolo vin să-și facă o pensiune, să avem un loc unde să mai facem un grătărel, deja lucrurile s-au pierdut. Și asta remarcau și sociologii francezi pentru perioada lor. La noi, în momentul de față, satul românesc, în general, se află într-un moment foarte delicat al existenței sale și are o vechime, pentru că sat provine din latinescul fossatum, de aceea vorbim despre el nu doar ca formă de locuire, ci ca model social. O existență de 2000 de ani și cu siguranță mai veche. Cu siguranță își pierde rădăcinile undeva, pentru că el este în sine un model social. Acolo funcționează cumva sau funcționa un sfat al bătrânilor. Vrei să afli oarește informație sau un anume sfat, întrebi pe cutare că știe cel mai bine. Acolo există un respect sau exista un respect față de știutorii de carte. Nu precizăm că dascăl sau preot sau mi-ați adus aminte în timp ce vorbeați despre momentele acelea din Moromeții, când se strângeau efectiv toți, exact la asta m-am gândit când ați vorbit despre astfel de adunări și așa. Aș vrea să vă întreb, pentru că vorbeam mai devreme și despre arta lemnului, despre aceste motive tradiționale pe care le găsim pe casele din România și mai ales din Gorj. În ce stadiu se află în prezent arta lemnului și câți meșteri se mai ocupă de prelucrarea lui? Păstrând, desigur, motivele tradiționale de odinioară. Arta lemnului este izvorâtă la noi, în primul rând, din utilitate. Din utilitate. Lemnul este cel mai bogat material de construcție. El apare și în toponimie. Scoarța, stejeret, stejarii, brădet, plopșor, toate denumirile localităților sau foarte mare parte sunt... Se trag din lemn. Da, sigur, și au origine în sensul ăsta. Dar fiind cel mai bogat material de construcție, a oferit posibilitatea de a îl tot exersa și în decurs de generații au apărut felurite motive. Acum, ele, să știți că sunt unele care și-au rădăcinile, precum vorbeam mai devreme, crucea aceea în X, în Orientul Antic. Și să nu vi se pară un lucru ne la locul lui, dar să știți că inclusiv pe scoarțele, nu știu dacă neapărat din Gorj, dar în Dolj cel puțin, se întâlnesc clar motive orientale. Veți vedea țesute cămile pe scoarțele din... și te întrebi de ce. Sau te poți întreba ce legătură poate să aibă marama cu un soi de acoperire, cel puțin pentru femeile căsătorite, măritate, a feței. Nu avem de unde... se pierde cumva în timp. Este de cercetat așa ceva. Meșteșugarii în lemn depindeau de comanditari. În acele fișe pe care noi le întocmim obiectelor apare mereu comanditarul, adică cine a comandat lucrarea respectivă, și dacă nu ai informația, pierzi ceva din valoarea obiectului. Pentru că astfel aflăm și de ce și la ce a fost utilizat. Întocmai, foarte bine sesizați. Spre exemplu, discutam
cândva despre stâlpii de casă și faptul că acolo sunt foarte multe motive și apare romboidul, care mai târziu trece inclusiv în arta lui Brâncuș, tip de artă modernă, dar acolo sunt motive care se pierd tot așa în negura vremii și nu sunt deloc neimportante, inclusiv culoarea pe care o folosesc pentru zugrăvirea anumitor zigzaguri, care nici acele zigzaguri sunt, ele amintesc de dintele, chiar așa se numesc, dinte de lup. Culoarea este roșu și negru, sunt culoarea apotropaice, adică de atragerea binelui și de înlăturarea răului. Acele culori se regăsesc și pe zugrăveala unor construcții, fie ele laice sau ecleziastice, dar se regăsesc și pe țesături, evident. Acolo abundă chiar această alternanță, dar sunt și altele. Și atunci meșteșugul lemnului, cumva, pe măsură ce apar alte materiale de construcție, pe măsură ce societatea se deschide, se modernizează, treptat piere. Piere din simbolistica lui. Adică cine ar mai înțelege faptul că un stâlp a fost făcut în memoria părinților sau bunicilor, sau este legat și de aceea devine și stâlp funerar și așa mai departe? Foarte greu poți explica. Cine își mai dorește un trai într-o casă de lemn cu două camere celar, adică o cămară și tindă foarte generoasă ca spațialitate deschisă? Vedeți, există o comunicare deplină cumva, sau exista, repet această sintagmă ca să vedem ce se întâmplă cu satul și în ce stadiu ne aflăm, o comunicare deplină între țăranul de altădată și mediul înconjurător, natura. El acolo își găsește hrana, își găsește inspirația, fie că lucrează sau, pentru cei știutori de carte, chiar scriu, așa, își găsește leacurile. Natura este totul, îi oferă totul. Și natura și divinitate merg mână în mână, de aceea în prezent putem vorbi despre această, din păcate, secularizare. Vorbeam despre casele de odinioară. Chiar în spatele nostru se află o reprezentare a casei țăranului, să spun așa. Și aș vrea să ne oprim, pentru că în spate acolo avem și un costum popular. Ați văzut în ziua de astăzi foarte multe femei și, de ce nu, bărbați, doresc să poarte haine tradiționale. Ideea este în felul următor. Atunci când auzi o persoană, îmi doresc și eu o ie. Însă, nimeni nu se raportează la regiunea sau la zona din care vine pentru a purta acea ie. Și aș vrea să vă întreb cu ce se diferențiază cumva iile, mă refer aici la motivele acelea tradiționale pe care le găsim pe toate, și cum, eu știu, diferențiem o ie care reprezintă până la urmă o operă de artă, pentru că este făcută manual cu multă sârguință, și tot ceea ce se află în prezent în comerț. Ei, ăsta e cuvântul, comerț. De aici pornind, discutăm de faptul că este sau nu mai este o operă de artă. De ce? Pentru că în momentul în care comercialul abundă, atunci se pierde din valoarea piesei. Ea este făcută în regim de manufactură descentralizată, da? Se lucrează la domiciliu, dar probabil mai multe persoane, și atunci, până la urmă, scopul este să ai un produs finit ca să fie comercial și să fie vandabil, să-ți câștigi existența pe acest lucru. Cred că piața căreia îi se adresează această piesă vestimentară, ia, este o piață mult prea largă. Îmi dau seama că vă uimește un pic ce vă spun. Cred că anumite piese ar trebui să fie făcute doar într-o comandă specială, nu contează cât ia ca timp sau cât costă o asemenea piesă, dar să fie o piesă absolut deosebită. Până la urmă, portul schileresc este o inovație, un adaos, un plus pe portul tradițional,
tocmai pe acest lucru, tocmai pe a avea o piesă care să te definească. Să știți că inclusiv buzunarele acelea pe care le vedeți la vestuțe sau la portul femeiesc și bărbătesc, cu roșu sau cu albastru, dădea o distinție, adică știai că este dintr-o anume categorie socială persoana respectivă. Ce vreau să vă spun despre ei sau ciupage? În primul și în primul rând vorbim despre materialul de producție. Acea pânză topită sau pânză țesută în casă sau ce material mai aveau, nu mai este ca altă dată. Evident, este de comerț, este de manufactură, de multe ori valoarea fizică este atât de rea încât ți apare că seamănă cu tifonul. Da. Pe de altă parte, cine își realiza, cine își făcea un costum, sunt persoane distincte. Există un secret al lucrului, pe fiecare își concepe și își face propriul model și costumul reprezintă, de aceea nu sunt două la fel, reprezintă personalitatea fiecărei doamne sau domnișoare care l-a țesut. Și petrecându-se acest lucru pentru propria persoană, el poartă o amprentă a caracterului, a stărilor spirituale prin care trece persoana respectivă. Azi e supărat, pune mai mult negru, pune un verde mai închis. Mâine este vesel, pune un roșu, pune un verde mai deschis sau un galben către maro din coș de nucă. Evident, numai culori vopsite, culori naturale, substanțe naturale, și atunci el îți dă personalitatea celui care l-a purtat. De aceea cred că, doar o secundă, vă rețin de la ideea pe care am zis, costumul pe care îl cumperi sau îl comanzi nu este același costumul pe care îl lucrezi tu pentru tine. Aș vrea să revenim asupra acestei discuții, însă trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate.